În plină stare de urgență instituită în țară din cauza pandemiei de COVID-19, 80% dintre moldoveni susțin că nu au avut reduceri sau amânări de salarii pentru luna martie. Cel puțin asta arată datele unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul, potrivit căreia mai mult de jumătate dintre cei chestionați au spus că veniturile lor au rămas neschimbate și nu vor suferi modificări în următoarele luni. Pe de altă parte, 10% dintre cei intervievați estimează o reducere de peste 30%. Totodată, peste 50% dintre moldovenii care au participat la sondaj consideră că nu-și vor pierde locul de muncă din cauza crizei COVID-19. Astfel, la întrebarea dacă sunteți angajat în câmpul muncii în Moldova, 42% dintre respondenți au declarat că au un loc de muncă. Dintre aceștia, o treime merg la serviciu pe timp de carantină, iar 20% muncesc de acasă, restul aflându-se în vacanță. Sondajul a fost efectuat de CBS AXA la comanda IDIS Viitorul în perioada 31 martie 12 aprilie. Chestionarul a fost realizat la telefon pe 1104 respondenți cu o marjă de eroare de plus minus 3%.